Păcăliți de soarele primăverii, șoferii au și dat fuga la vulcanizări pentru a-și schimba anvelopele de iarnă cu cele de vară. Zăpada căzută în ultimele ore i-a readus pe aceștia în vulcanizări. Am venit, dar mare țeapă. Trebuie să revină înapoi acum, cât de curând. Cum circulă acum cu anvelopele de vară? Foarte greu să circulă. Și eu am luat aceea seabă ca ceilalți și trebuie să le schimb înapoi iar. Cum circulă șoferii cu cauciucurile de vară acum? Foarte greu. O să trebuiască să-și le schimbe din nou? Astăzi mai avuseram cereri cu schimbatul anvelopelor din nou. Din cele de vară? Din cele de vară în cele iarni, din nou cele de iarnă. Cum nimeni nu se mai aștepta că vremea rea va reveni, șoferii recunosc faptul că nu au fost deloc prevăzători. Aceștia se plâng că circulația se desfășoară destul de greu prin municipiul Târgu Jiu. Cum circulați acum? Destul de greu. Vă așteptați să se întoarcă vremea rea? Credeam că vine primăvara, din păcate mai așteptam. Nu ne așteptam să se întoarcă iarna, dar n-am mers prea mult astăzi cu mașina. Dar oricum vă pune puțină dificultate zăpada. Oarecum. Dacă zăpada va continua, autoritățile locale vor trebui acum să scoată din garaje utilajele de dezăpezire.